Bună seara, domnul și domnul, la Capital Special, în această seară pro-România Petrila, domnul Curtean Dorin, candidatul Partidului Pro-România, și-a depus candidatura. Bună seara, domnule candidat de primar. Bună seara. Și domnul Marius Rogobete, membru Pro-România Petrila. Domnule Curtean, ați făcut pasul cel mare, ați depus candidatura. Cum vă simțiți în postura de candidat pentru primar al orașului Petrila? Da, așa este. Am reușit să depunem ieri candidaturile pentru Consiliul Local și pentru primar. Am reușit să ne înregistrăm la judecătorie. Din acest moment, propriu-zis, A început campania electorală. o să începem campania electorală. Încercăm să-i convingem pe cetățeni că suntem echipa cea mai bună. Pe parcursul campaniei electorale voi prezenta și echipa cu care sunt înrolat, oamenii care sunt în jurul meu, care mă susțin, vor fi prezentați cetățenilor ca ei să poată să vadă că există o echipă competitivă și că în această echipă sunt oameni de valoare care încearcă să construiască ceva pentru Petrila. Da, aveți alături de dumneavoastră pe domnul Marius Rogobete, candidat pentru funcția de consilier la Consiliul Local orașului Petrila. Da, așa este. Marius este un vechi prieten de-al meu. Așa cum în emisiunea trecută l-am prezentat pe Adrian Preda, care la rândul lui fost director al minei Lonea, inginer șef electromecanic în CEH, și Marius are această experiență. Înaintea lui Adrian Preda a fost director la mina Lonea și acum este inginer șef SSM în cadrul companiei. Da. Sunt oameni cu experiență, oameni care au condus la rândul lor oameni și care cred că vor face față cu brio în Consiliul Local, nu doar să ridice mâna, ci să și inițieze proiecte de hotărâre care să fie valoroase pentru orașul Petrila. Da, știu că aveți o echipă puternică pentru pe care o propuneți locuitorilor orașului Petrila, o echipă de oameni tineri, în marea lor majoritate, dar și oameni cu experiență. Aveți câțiva, Sigur că am da. văzut. Deci, în echipa pe care am format-o sunt oamenii competitivi, așa cum am spus, oameni care au experiență în spatele lor, cei doi foști directori ai minei Lonea, plus oameni care au condus alte instituții, oameni care conduc la rândul lor alți oameni, da, din cadrul instituțiilor statului, oameni de afaceri care sunt în echipă cu mine, oameni care au venit lângă mine tocmai în ideea, probabil că au văzut în mine un om care doresc să fac ceva pentru orașul Petrila și care s-au alăturat mie. Cred că cel mai important lucru este să vii în fața cetățenilor cu oameni noi, oameni care în echipa mea, doar eu și cu Adi Preda, ce am făcut politică mai intens așa, Din vechea echipă de din vechea consilieri, echipă de numai consilieri, dumneavoastră și cu domnul da, Preda. eu și cu Adrian Preda suntem cei care am făcut politică de-a lungul timpului, iar restul sunt oameni care n-au avut o experiență politică sau n-au avut o implicare politică. Cred că important este pentru cetățenii orașului să înțeleagă că orașul Petrila are nevoie de astfel de oameni care au experiență, nu politică neapărat, ci experiența conducerii și experiența valorificării intelectuale a fiecăruia. Da, dacă vreți să prezentați echipa de consilieri, pe cine propuneți ca listă de consilieri? Păi, nu o să iau în ordinea listei, o să vă spun în mare parte oamenii. Media de vârstă este începând de la 23 de ani împliniți până la 52 cel mai în vârstă, care reprezintă masa masivă a pensionarilor.
am vrut să avem un reprezentant al pensionarilor în... La pensionari minieri, că pensionarii în România sunt la 65 de ani, bărbații. În Petrila nu sunt doar pensionari minieri, trebuie să vorbim de toți pensionarii care sunt și bineînțeles că echipa noastră are nevoie și de un om care să-i reprezinte pe pensionari și avem un om care cred că e bine cunoscut în orașul Petrila și are o experiență vastă cu toată lumea, Doru Bălănesc, care are vârsta de 52 de ani și care este coechipier, să zic așa, cu noi. Apoi l-am pe Marius Rogobete, care este aici lângă mine în emisiune în această zi, Adrian Preda, care a fost în emisiunea trecută, l-am pe Sandu Benche, cel care a fost conducătorul echipei APASER pe raza orașului Petrila, am pe șeful am profesori, da, Carmen Avram, care este învățătoare la școala 5, Monteola Todoriș, care este profesoră la liceul Petrila, oameni de afaceri, da, Lenuța Caruceru, am maestri de la mine în persoana domnului Buriano Oliver, am ingineri, tineri care sunt angrenați în sistemul minier și amintesc aici pe Daniel Vladislav, Grunță Nicușor, Urez Nicușor, care sunt ingineri în cadrul instituțiilor miniere. Da? Și apoi oameni tineri care fac sport și din cadrul echipelor sportive, de tenis, de dansuri, oameni care sunt implicați să antreneze copiii de pe raza orașului Petrila și în persoana domnului Băluș Codruț și captenarul Adrian, care sunt antrenori de tenis, antrenează undeva la 100 de copii, nu doar din Petrila, ci de pe raza orașului, de pe raza Văijiului, care chiar duminică n-au putut să facă poză cu noi din cauza că au fost la o competiție sportivă la Alba Iulia. Oameni care au venit în echipa mea și care datorită lor am construit acest angrenaj politic. Apoi mai am oameni de afaceri, oameni care lucră în companii private, în instituțiile private, oameni care, cu studii superioare, bineînțeles, marea majoritate dintre ei sunt oameni care au studii superioare, dar nu e important lucrul acesta să fie doar cu studii superioare, ne trebuie și oameni care au lucrat în diferite locuri și au experiență de viață, de muncă, și cred că sunt necesari într-o echipă, începând de la conducătorii auto până la ingineri, șefi de instituții și așa mai departe, profesori, medici și așa mai departe. Deci cam asta ar fi, îmi cer scuze dacă nu i-am amintit pe toți colegii mei, timpul nu ne permite să-i luăm pe toți așa și să fac o caracterizare a fiecăruia, dar cu siguranță o să prezentăm pliantele și afișele cu ei și în săptămânile care urmează cetățenii, cetățenii vor vedea. Am pus niște poze pe rețelele de socializare și cu siguranță cetățenii orașului Petrila au văzut o parte din echipa mea, pentru că n-am putut să-i cuprindem pe toți în poze, pentru că mulți dintre ei au fost plecați în concediu și așteptăm să revină să facem și cu ei pozele pentru ca să-i prezentăm cetățenilor orașului Petrila. Dar eu consider că în jurul meu s-a constituit o echipă constructivă, competitivă, o echipă care nu are niciun interes, nu stă nimeni în spatele ei să-i forțeze să intre în această competiție. Oamenii au venit foarte deschiși și au spus vrem să construim, pentru că am văzut că dorești să te implici în proiectele orașului Petrila și la rândul nostru ne dorim lucrul acesta să te ajutăm. În orice caz, în perioada imediat următoare până la alegeri, va trebui împreună cu echipa aceasta pe care v-ați constituit-o să depuneți mari eforturi de a convinge electoratul că meritați să ajungeți în locul pe care vi l-ați propus.
Pentru că, așa cum știm, la Petrila campania este deosebit de încinsă, deosebit de dură. Toți candidații, cei trei principali candidați, că nu știu acum exact câți s-au fi înscris, dar toți cei trei principali candidați consideră că au șanse de reușită și toți vor lupta ca să ajungă la Acum, postul de primar. da, acum oricine se înscrie într-o cursă de genul acesta consideră că are șanse, altfel nu s-ar înscrie, nu? Sigur, Deci bine. consideră că are șanse, Sunt și alții însă, care doresc doar să participe, că mai sunt și exact, de-aștia. însă eu nu merg pe premiza aceasta a șanselor, ci merg pe premiza că am construit o echipă câștigătoare, o echipă. Suntem cea mai bună echipă, asta mi-au transmis-o foarte mulți prin mesajele pe Facebook. Suntem cea mai bună echipă, oamenii nu se exteriorizează acum să ne aplaude și să... Dar au văzut că suntem cea mai tânără echipă construită dintr-un partid politic și considerăm că suntem și echipa câștigătoare. Oricum, datorită echipei am plecat cu un avans în fața tuturor celor doi candidați care se preconizează că ar avea șanse la primărie, dar considerăm că avem șansele cele mai mari să câștigăm primăria. Domnule Rugobete, dumneavoastră v-ați înscris în Pro-România mai târziu un pic. Și de ce ați optat pentru acest partid și de ce ați optat să fiți în echipa lui Dorin Curtea? Am optat special pentru Dorin Curtean, pentru echipa care a format-o în jurul lui. Cum a spus și el, suntem cea mai tânără echipă, avem oameni cu experiență din toate domeniile. Nu suntem, chiar dacă suntem novici în politică, nu suntem fără lipsiți de experiență. Avem experiență în domeniile noastre fiecare. Și cum a spus Dorin, avem ingineri, avem foști directori, profesori, învățători, deci din toate categoriile, oameni de afaceri care își conduc propriile afaceri. Și neavând experiența în politică, am ales să mergem pe lângă Dorin pentru că el are experiența administrativă, are experiență politică, putem să-l sprijinim cu ideile noastre, el poate să ne coordoneze pe toți și atunci am ales această variantă. Am considerat că e momentul să facem și noi ceva pentru orașul Petrila. Până acum am stat deoparte, ne-am văzut de cariere, de altceva și acum considerăm că putem să facem și noi ceva pentru orașul Petrila. Bun, acum, cum considerați activitatea domnului Curtean în administrație? Eu îl cunosc de foarte mult timp, am fost colegi de facultate, deci ne știm Da, de la exact. începuturi, să spun așa. Are o experiență foarte vastă, eu știu cu toate că sunt alți candidați care încearcă să-și aroge drepturile pentru ce a făcut Dorin de-a lungul timpului, știu ce a făcut, am discutat foarte multe proiecte împreună, l-am ajutat cât am putut în anumite sectoare. Deci, n-aș putea să spun că a avut o activitate care nu se vede. Se vede în orașul Petrila. Mai mult de jumătate din ce s-a făcut acolo sunt meritele lui. Ce s-a dezvoltat în ultima perioadă. Într-adevăr, sunt lucruri care se pot îmbunătăți. Nimeni nu e perfect. S-au făcut lucruri, poate nu la o calitate care ar fi așteptat-o toată lumea, dar sunt lucruri care se văd. Deci, Bun, cred, deci, din câte înțeleg, lucrați în cadrul companiei energetice Hunedoara, nu? da, complexul energetic Hunedoara, da. Și compania sau complexul și societatea românească se confruntă cu lipsa forței de muncă, cu o lipsă de forță de muncă, în primul rând, calificată și serioasă, și în al doilea rând, cu problemele pe care, mă rog, situația internă și internațională legată de pandemie ne-a adus într-o poziție destul de incomodă. Credeți că programul dumneavoastră pe care urmează să-l aplicați în cazul în care ajungeți primar, domnule Curtean, veniți cu niște noutăți în ceea ce privește bunăstarea orașului, în ceea ce privește creșterea activității economice în orașul Petrila, în ideea în care viața petrileanului să se îmbunătățească?
Scopul nostru ăsta este. Acum am fost 4 ani în administrație, după o perioadă întreruptă de 4 ani de zile. În total am peste 18 ani de administrație publică locală și nu cred că cineva poate să mă combată, să spună că are o experiență mai mare ca mine. Bineînțeles, tot timpul este loc să înveți cât mai multe. Administrația nu este un lucru ușor, este un lucru destul de complicat, pentru că te confrunți cu tot felul de probleme pe care le aduc oamenii înaintea ta și bineînțeles că trebuie să le dai curs și să le rezolvi. Dar scopul nostru, al meu și al echipei mele, este acela de a aduce lucruri noi, proiecte noi, care să scoată în evidență că Petrila merită să arate altfel și să se îmbunătățească traiul de și confortul cetățeanului. Acum, am spus și în emisiunea trecută, încă nu e momentul să prezint proiectele. Sunt câteva proiecte foarte ambițioase. N-aș vrea să le prezint, aș vrea să-i las și pe ceilalți adversari ai mei, să spun așa, să vină cu lucrurile pe care ei și le-au propus că vor să le facă pentru orașul Petrila, dar am să le scot și eu în evidență la momentul potrivit, pentru ca cetățenii să observe că tocmai de aceea am construit o echipă nouă care vine cu idei noi, cu propuneri noi față de tot ceea ce a fost până acum. Și cu siguranță proiectele pe care noi le aducem și le scoatem în evidență în campania electorală sunt proiecte realizabile. Deci nu venim cu proiecte care nu se pot realiza, ci venim doar cu proiecte care se pot realiza. E complicat, acum să spunem, și o spuneam și în emisiunea de data trecută, ca să muncești la un proiect îți trebuie undeva la 2-3 ani de zile ca să-l poți implementa. Nu este simplu să faci un proiect de finanțare cu fonduri europene sau cu fonduri guvernamentale, pentru că îți ia mult timp, procedurile sunt atât de stufoase, birocrația este destul de greoaie, lucrurile se mișcă încet și timpul trece foarte mult. Deci chiar astăzi vorbeam la Ministerul Apelor și Pădurilor, Turismul Apelor și Pădurilor, pentru domeniul schiabil șureanu, care este proiectul meu de suflet și care mă zbat până în ultimul moment să-l câștig și să pot să-l realizez. Este un proiect viabil și ăsta îl pot spune și îl pot promova în fiecare emisiune, pentru că e visul meu și e un vis pe care cred că pot să îl realizez. De ce spun lucrul acesta? Că birocrația este atât de stufoasă și merg lucrurile atât de greoi. Am depus două adrese, una la Regia Națională a Pădurilor București și una la Ministerul Turismului și Pădurilor și Apelor, că acum s-au comasat datorită restructurării ministerelor. Înainte era doar Ministerul Turismului, de la care am obținut avizul pentru domeniul schiabil, și acum s-a comasat, s-a făcut un singur minister și am depus două adrese la cele două instituții din 1 aprilie. N-am primit niciun răspuns. Gândiți-vă că au trecut luni de zile și legea spune că în maxim 30 de zile trebuie să dai răspuns la adresele respective. Am vorbit astăzi cu cei care se ocupau de adresele respective, au spus, da, într-adevăr, sunt adresele la noi. Păi și am întrebat, bun, oameni buni, dar de 4 luni de zile aproximativ, voi n-ați dat niciun răspuns la adresele respective. Că datorită Rom Silva punea vina pe minister, ministerul nu mi-a răspuns la telefon. Și atunci vă dați seama că orice proiect pe care îl inițiez durează extrem de mult. Deci doar pentru avizul de la Ministerul Turismului pentru domeniul schiabil șureanu, 3 ani de zile am așteptat să primim avizul. După 3 ani de zile, după mari insistențe pe la minister, am reușit cumva să obțin acel aviz. Foarte greu, foarte greu, cu mari intervenții. Pentru că am avut și eu prieteni în relații și am intervenit prin persoanele respective ca să pot obține avizul. Și ne întrebăm de ce merge atât de greoi țara asta și se mișcă lucrurile atât de greu în țară? Pentru că instituțiile statului sunt foarte stufoase, foarte mulți oameni incompetenți, necompetitivi, care nu te ajută cu absolut nimic, ba mai mult te încurcă. Și atunci trebuie să găsim soluții
iar eu împreună cu echipa pe care am format-o și o să vedeți pe parcursul timpului și cetățenii orașului Petrila o să ne urmărească. Sunt convins că deja de la primele publicări pe care le-am dat pe Facebook avem foarte, foarte multe vizualizări, neașteptat de multe vizualizări, în care oamenii ne urmăresc, oamenii vor să vadă ce echipe iasă la interval și ce vor să facă oamenii aceștia pentru orașul Petrila. Nu avem niciun alt scop. Eu cel puțin sunt un om liber care nu mă conduce nimeni din spate, cum sunt conduși alții. Deci pe alții dirijează din spate să facă exact lucrurile care sunt solicitate. Pe mine nu mă dirijează nimeni. N-am nicio obligație, n-am niciun compromis, n-am făcut niciun compromis cu nimeni, n-am nicio legătură dubioasă, nu am alte afaceri cu cineva ca să fiu obligat să mă compromit. De aceea îmi place să fac administrație și îmi place să fac administrația cetățeanului. Chiar dacă de multe ori mă mai supăr pe unii oameni că nu înțeleg aspectele normale și legale ale legislației. Chiar astăzi am avut o discuție foarte dură pe pagina mea de socializare cu o doamnă care am avut o discuție telefonică și care nu m-a înțeles că de-a lungul timpului am solicitat să respectăm puțin legea și să accepte ceea ce îi spun eu. Pentru că mi-a solicitat un lucru la momentul respectiv și a început să scrie tot felul de lucruri pe Facebook, că vin în fața cetățenilor cu promisiuni, cu minciuni, cu... Nu vin cu lucrurile acestea. Știu că pe unii oameni îi deranjează când le spui adevărul și când le spui că legea trebuie respectată, se supără. Dar nu e nicio problemă. Până la urmă, oamenii vor înțelege că legalitatea și modul de abordare a lucrurilor corecte este cel mai necesar aspect pentru ca orașul Petrila să merite ceva mai bun. Atunci când faci compromisuri cu anumiți oameni care vor și își urmăresc doar interesele lor, și normal că vei fi controlat de acele personaje și nu spun mai mult decât faptul că orașul Petrila în anumite locuri arată atât de urât datorită compromisurilor pe care le-au făcut anumiți oameni din instituțiile statului și anumiți primari. Nu se poate, domne, să faci drumuri în curbă pentru că nu poți să-i dai gardul omului mai departe care îți încalcă proprietatea statului. E inadmisibil așa ceva, să închizi ochii la niște mizerii pentru a câștiga două voturi sau a câștiga voturile familiei respective. Eu nu fac compromisurile astea. Dacă cetățenii vor să aleagă un primar corect, onest, modest, care să facă curățenie în oraș, pot să mă aleagă pe mine în persoana mea. Dacă vor să aleagă un primar care se compromite cu tot felul de mizerii locale, da? Să aleagă pe altcineva. Aici, eu nu o să accept și nu o să accept și nu o să tolerez. Nu o să accept și nu o să tolerez niciodată să se facă tot felul de mizerii prin orașul Petrila și fiecare să construiască cum îl taie capul. Deci orașul Petrila merită. La toți primarii care au fost de-a lungul timpului, au făcut tot felul de compromisuri și nu trebuie să-i amintesc eu, pentru că cetățenii știu realitatea lucrurilor și știu ceea ce s-a întâmplat în orașul Petrila. Când lași să construiască garaje ilegale, când lași să facă construcții ilegale, când lași să facă garduri pe proprietatea statului să îngrădească drumurile, străzile și așa mai departe. Nu se poate, e inadmisibil. De asta nu vreau să merg într-o echipă compromițătoare. Pentru că atunci când faci un compromis, nu vei mai ieși niciodată din compromisul respectiv. Și cei care vor să înțeleagă ceea ce le spun eu astăzi, pot să înțeleagă, să cântărească bine lucrurile și vorbele mele și apoi să tragă concluziile. Nu cred că este mai important pentru noi, cetățenii orașului Petrila, decât să avem un oraș ordonat și civilizat. Și dacă vor să facă să aibă acel oraș civilizat și ordonat, trebuie să mă voteze pe mine. Bun, aduceți niște acuze și niște reproșuri foștilor primari, dar nu nominalizați. Toți foștii primari, spuneți, foștii primari fiind doi, că nu, adică actualul primar cum, care este în funcție și... Cetățenii înțeleg despre cine este vorba și cunosc lucrurile respective și vor trage concluziile la momentul respectiv. Da, chiar așa, dacă, ca să nu trecem la altă idee, cum calificați colaborarea pe care ați avut-o cu actualul primar?
Vasile Jurca. Să spun așa, în primul an de zile a fost tot ok. Deci chiar am mers în tandemul acela care pornisem în 2016. După un an de zile lucrurile s-au modificat în conjunctura respectivă. A văzut că m-am implicat mult, că am fost tot timpul pe lucrări, am avut o implicare mare și a dat seama probabil la momentul respectiv că deja eu încerc cumva să-mi creez o imagine pentru anul 2020. Și din momentul acela s-a rupt colaborarea între noi. Adică am colaborat de-a lungul timpului, dar n-am colaborat așa cum plecasem în echipa din 2016. Și n-am înțeles niciodată conceptul acesta, nici la el și nici la celălalt primar cu care eu am colaborat, conceptul acela de ură atunci când vrei să faci ceva pentru comunitate. Eu doar mi-am dat interesul pentru comunitate. Am fost, de câte ori mă chemau cetățenii, am fost prezent. De câte ori erau probleme la lucrările care se executau în orașul Petrila, am fost prezent. Și pe el l-a deranjat lucrul acesta. Dar nu l-a oprit nimeni să meargă. A avut la dispoziție 4 ani de zile să fie în fiecare zi pe șantiere. N-a făcut-o 4 ani de zile. Noroc că s-au prelungit alegerile și în ultima jumătate de an a început să iese pe stradă și să-și creioneze acea imagine de primar. Dar nu l-a reținut nimeni. Da. Am văzut că stați și vă gândiți așa, meditați. Nu, eram, la ceea mă ce... Mă gândeam la faptul că până la urmă, dacă stăm să ne gândim bine, prima oară ați colaborat dumneavoastră cu domnul Păducer. Exact. Domnul Păducer primar. Exact. A doua oară ați ieșit dumneavoastră din schemă, a intrat domnul Jurca și a colaborat domnul Jurca cu domnul Păducer. Domnul Jurca viceprimar. Așa este. A treia oară a ieșit domnul Păducer din schemă și ați intrat dumneavoastră. Ne-am rotit. Ați ieșit dumneavoastră cu domnul Jurca. Domnul Jurca viceprimar. Deci acum domnul Jurca primar. Acum, deci, practic, ar trebui să deveniți dumneavoastră primar, cum ar veni, dacă e să respectăm această ecuație, nu? Sigur că da, ecuația se întâmplă. Nu, că... Nu, da, e logic, da. La asta mă gândesc, că tot v-ați întrebat ce mă gândesc, eu totdeauna gândesc în avans, mutarea în avans, da. Și acum mă gândeam că, conform ecuației, ar trebui dumneavoastră să ajungeți viceprimar, primar. Eu cred că e o gândire logică și gândiți foarte bine. Nu știu, am văzut că stați așa câteva secunde și meditați și am zis, sigur, meditează la ceva bun. Exact. La asta mă gândeam și nu știu, acum cetățenii vor hotărâ să vadă dacă ecuația sau nu merge să... Cu siguranță, niciodată n-am fost adeptul să forțez pe cineva să fie cu mine. Colegii mei, echipa mea și o să vadă și cetățenii, o să vedeți și dumneavoastră, este o echipă extraordinară, o echipă care a venit relaxată, nu au fost împinși de la spate de cineva, forțați să zici, bă, te duci cu ăla, că altfel ai probleme la servicii, scriem noi, nu știu ce, facem, cum se întâmplă în alte partide. Credeți-mă, n-am pomenit atâta ură în politică să îl ameninzi pe cineva că își pierde locul de muncă, că îi schimbi funcția, că nu știu ce îi faci, că spui de el nu știu ce tâmpenii și așa mai departe datorită politicii. Eu sunt prieten cu toți oamenii politici din Petrila. Da? Niciodată și am spus oameni, băi, dacă ai obligații și sunt oameni martori care pot să spună lucrul acesta, dacă aveți obligații față de cineva, indiferent care ar fi el candidatul, fără nicio discuție, pe față poți să o faci lucrul acesta și au fost oameni care mi-au spus în față, bă, știi că sunt prieten cu X, da? N-am un control, nu pot. Foarte bine, eu te cunosc, ești prietenul meu, ne vizităm, vine pe la mine pe acasă, dar el e prieten cu alt candidat și eu îi respect opțiunea. Dar prietenia nu pot să-mi o perc cu nimeni. Și nu pot să ameninț pe cineva că își pierde locul de muncă sau nu știu ce să-i fac eu că nu mă votează pe mine. Sunt 20.000 de cetățeni cu drept de vot în orașul Petrila. Este o competiție politică. Sunt oameni care gândesc normal și logic. Nu pot fi cumpărați niciodată oamenii aceștia. Nu pot să-l cumperi cu micul, nu pot să-l cumperi cu berea, cu pixul, cu găleata, cu găina și așa mai departe. Sunt oameni cerebrali, oameni inteligenți, printre cei 20.000, care gândesc logic. Și acei oameni sunt convins că mă vor vota pe mine.
foarte convins sunt de ei. Nici nu trebuie măcar să mă duc la ei și să le spun, votați-mă pe mine. Și nici nu voi face lucrul acesta. Sunt 20.000 la care nu voi putea ajunge la toți în campania electorală să le prezint programul meu politic. Programul politic îl voi prezenta de fiecare dată când sunt invitat la televiziune sau pe rețeaua de socializare. Iar cu cei care mă voi întâlni, voi încerca să-i conving că eu sunt candidatul care pot să responsabilizez orașul Petrila și să schimbăm realitatea orașului Petrila. Bun, acum sunt și oameni care mi-au spus lucrul acesta. Bun, dar ai fost 4 ani de zile acolo. De ce până acum n-ai făcut și n-ai schimbat fața orașului Petrila? Pentru că am avut în jurul meu o echipă care nu s-a implicat niciodată. N-au avut niciun interes să se implice pentru orașul Petrila și acum sunt colegii mei din primărie care pot să spună lucrul acesta, deși nu vor face niciodată, pentru că de-a lungul timpului s-a împământenit teama și frica că dacă vorbesc vor fi amenințați sau vor fi dați afară din serviciu. Dar sunt atâția martori și în orașul Petrila acesta, care de-a lungul celor 4 ani de zile m-au văzut și în primărie. M-am implicat peste puterile mele. N-am avut familie, n-am avut casă, n-am avut masă. Am pus preț atât de mult pe proiectele care trebuiau să fie inițiate în orașul Petrila. Pot să mă acuz de oricine ar vrea și cu siguranță adversarii mei politici mă vor acuza. Dar n-au dovezi să o facă. Și eu ies cu dovezi în față și le arăt că responsabilitatea a fost a mea pe toate proiectele care le-am inițiat în cei 4 ani de zile. Cu dovezi. Și vreau să vină și contracandidații mei să aducă dovezile. Eu le aduc. Ei nu le pot aduce. Domnul Rogubete, dumneavoastră, sunteți locuitor al Petrilei și sunt convins că ați urmărit îndeaproape tot ce s-a întâmplat în Petrila în acești 4 ani. Ce puteți să reproșați primarului Vasile Jurca, care ar fi putut să facă și că n-a făcut? Despre viceprimarul Dorin Curtean am discutat și cunoaștem. Nu sunt genul de om care să acuze pe cineva, dar... Nu, de acuzat, de reproșat, da, că până la urmă se poate, din punct de vedere politic, administrativ. Administrativ, că politica, vedeți cum e, astăzi ești într-un partid, din mâine ești în altul. La noi încă, în politica românească nu există o doctrină care să spui că eu sunt de dreapta, eu sunt de stânga. Astea sunt povești încă la noi. Sunt povești, dar partidele se revendică PSD de stânga, PNL de dreapta, da, dar pro-România din care dumneavoastră faceți parte de centru. Deci stânga, partid de stânga, port de stânga. Asta... O să fie de centru. O să fie de centru. La dumneavoastră Petrila o să faceți pro-România să fie de centru. Deci, ca reproșuri, ce aș putea să spun? Nu a fost în teren cât ar fi trebuit să fie un primar. Deci nu prea a fost prezent printre oameni. Printre oameni, da. Într-adevăr, în ultima perioadă, acum, apropiindu-se campania electorală, a ieșit, a mai făcut, a mai vopsit două parcări, a mai pus un pic de asfalt într-o parte, în alta, să-l vadă lumea acolo. Dar în cei 4 ani, nu știu dacă sunt foarte mulți petrileni care l-au văzut în teren efectiv. În schimb, pe Dorin, nu pot să spun același lucru. Da, domnul primar, ce făcea în timpul ăsta în care nu era? Asta, nu pot să spun eu ce făcea. Pur și simplu nu era. Marius nu lucra în administrație. Eu aveam alte preocupări, dar ca cetățean, m-ați întrebat ce pot să reproșesc ca cetățean. Ca cetățean, nu știu dacă m-am întâlnit de două ori în ăștia 4 ani cu el în teren. Efectiv, nu l-am văzut. Pe la mine, dumneavoastră ați lucrat și la mine. L-ați văzut pe acolo, pe la mine? Sau? Cât am fost director acolo la mine la Petrila, nu a fost niciodată. Deși primarul trebuie să aibă o relație strânsă cu directorul de mine, că vorba aia, mine este cel mai mare contribuabil al orașului, nu? Da, dacă ați deschis subiectul pe partea asta, revenim puțin și la întrebarea anterioară, referitor la forța de muncă din orașul Petrila. Trebuie să recunoaștem că mineritul în Petrila nu mai are viitor foarte îndelungat. Conform studiilor care s-au făcut, tot ce s-au făcut, toate demersurile către Uniunea Europeană, către Consiliul Concurenței și așa mai departe, mai mult de 2024 mina Lonea nu cred că are viitor văzut de acum încolo. Ca echipă care mergem la primărie, misiunea noastră cea mai importantă este să găsim alternativă la mina Lonea. Deci, ca alternativă, să ocupăm forța de muncă care este acum acolo. O parte din ei vor ieși la pensie. Într-adevăr, vor avea o pensie, vor putea trăi. Dar sunt foarte mulți tineri care nu o să aibă alternativa asta. Asta este ce vrem noi să facem.
să le găsim alternativa. Deci asta e misiunea noastră în ăștia 4 ani, până în 2024, să găsim alternativa. Păi, domnul viceprimar, domnul Curtean, la o emisiune anterioară, susținea că șomajul este zero, nu, aproape de zero. Asta acum. Este acum, dar gândiți-vă ce se va întâmpla dacă vine și spune astăzi Mina Lonea termină ce are de făcut și la revedere. Sunt oamenii aceia care au familie în spate. Înseamnă că este o un challenge, nu știu cum să-i spun, este un țel pe care trebuie să vi-l asumați. Deci asta este, în jurul acestui deziderat se învârte toată campania noastră, efectiv. Deci asta e ce trebuie să facem noi. Nu o să fim noi cei care o să creăm locurile de muncă. Noi putem să ajutăm pe cei care vor să ajutăm pe cei care vor să investească, care vor să creeze locuri de muncă. Și asta trebuie să facem în următorii 4 ani, să ajungem să avem alternativa la Mina Lonea. E greu, e dificil, da, știu, dar asta e ce ne propune. Domnule Curtean, așa cum am spus și mai devreme, Mina Lonea este principalul contribuabil la bugetul local, nu? La ora, așa este. Cum vedeți faptul că dacă veți câștiga un mandatul dumneavoastră se va închide Mina Lonea? Și va trebui să suplimentați această pierdere cu alte resurse din alte zone. Da, avem alternativă și la lucrul acesta. Și eu cred că din totdeauna, am spus-o și în emisiunile trecute, că nu sunt un adept care să creadă prostește că mineritul mai are viitor. Deci Marius are o experiență destul de vastă, a fost director, este acum în companie, știe situația mineritului destul de bine și cred că până la urmă mineritul nu are niciun viitor. Cel puțin Mina Lonea se va închide clar. Acum variante există și pentru suplimentarea bugetului respectiv. Pentru că dacă ne preocupă atât de mult proiectele, datorită proiectelor cu finanțări, poți să suplimentezi bugetul local și să ajuți. Nu mai cheltuiești banii contribuabililor pe proiecte, da? Ci când vrei să faci o investiție, când vrei să faci o investiție, cheltuiești banii din proiectele europene. Și atunci există 4 ani de zile de foc pentru noi, în care trebuie să găsim formulele necesare ca noi să atragem cât mai mulți bani europeni. Și eu iarăși mă repet și nu aduc ca o laudă și ca un merit al meu. Am destulă experiență în atragerea fondurilor europene și spun lucrul acesta pentru că eu, ca persoană fizică, Dorin Curtean, am făcut pentru mine personal, pentru familia mea, 3 proiecte din fonduri europene, cu bani destul de mulți. Da? Știu să coordonez lucrul acesta, știu să atrag fondurile respective și eu nu mă voi opri aici. Chiar discutam cu colegii mei din echipa Pro România faptul că, în primul rând, ei care sunt acum aici trebuie să fie primii care să atragă fonduri europene pentru ei înșiși și apoi să contribuim să atragem fonduri europene și pentru comunitatea locală. Iar experiența aceasta pe care eu am în atragerea fondurilor europene și m-am ocupat și de implementarea unor proiecte pe fonduri europene, iar cel mai mult mi-a plăcut de-a lungul timpului să mă implic să atragem fonduri europene pentru administrația publică locală. Am câteva proiecte destul de viabile pentru cei 4 ani de zile, în care o să le prezint cetățenilor orașului Petrila, la momentul oportun, proiectele mele. Sunt câteva proiecte pe care contracandidații mei nu le visează. Pur și simplu nu le visează. Proiecte care pot să dezvolte orașul Petrila. Și am să demonstrez lucrul acesta când vom începe campania electorală, pentru că vreau să-mi prezint acele proiecte și să vadă cetățenii orașului Petrila că sunt proiecte verificabile, care se pot implementa, care pot fi scrise rapid și pot fi implementate ca să atragă banii necesari.
De asta zic că, indiferent, știm cu toții și cetățenii orașului Petrila știu că mina Lunea se va închide, clar va trebui să găsim formulele necesare și le avem deja pentru ca să putem să suplimentăm bugetul local din alte surse decât contribuțiile de la mină. Bine, probabil că până în 2024 va fi mina productivă, după aceea va urma un proces de închidere sau... Păi este în proces. Mina Lunea este pe lista minelor neviabile. Da, dar este activă. Da, este activă de producție în momentul de față. Conform studiilor efectuate de INSMEX, de un institut polonez care au evaluat riscurile de închidere forțată a minei, s-a ajuns la concluzia că până în 2024 mai trebuie făcute anumite lucrări, printre care trebuie extras cărbunele care este deja pregătit, deschis. Da. Și până în 2024 există acest plan. După 2024 nu mai există o altă alternativă. Poate va veni o altă guvernare care va pune mult mai mare accentul pe cărbune, cu toate că nu cred că tendința la nivel european și mondial e să se renunțe la combustibilii fosili. Deci e destul de greu de crezut că va fi cineva care să investească în minerit, să-l ducem în continuare înainte. De aceea spun că până în 2024, într-adevăr, mina va exista cu program de închidere, cu etapele care sunt prevăzute în acele studii, dar după aceea trebuie să găsim alternativa. Și asta avem noi de făcut în următorii 4 ani. Să găsim alternativa la acest... Și așa cum spuneam, până în 2024 ar putea mina Petrila să fie activă, nu? Din 2024 urmând un proces de închidere de 2-3 ani. Deci procesul de închidere este început de acum. Sunt anumite părți din mină care se închid, etapizat, dar finalul va fi undeva după 2024, într-adevăr, cu totul. Până în 2024 încă mai există extracții. Din 2024 va fi partea de închideri de subteran, de suprafață, ecologizare și așa mai departe. Clădirile minei Lonea vor fi scoase. Dacă există persoane interesate, pot să le ia, să facă altceva acolo, pentru că sunt totuși niște clădiri care pot fi valorificate într-un anumit fel. Da, în actualul mandat de viceprimar, domnule Curtean, care sunt proiectele pe care le-ați început și pe care n-ați reușit să le finalizați? Păi sunt multe, le-am prezentat și în emisiunea trecută, sunt multe proiecte care le-am început fizic, vă referiți, da, sau începute ca fizic, finanțare? Sau ca finanțare, ca și documentație sau? Deci, începute fizic, clar, este bazinul de not care încă nu este finalizat, dar sperăm că până la sfârșitul anului ar trebui să fie, ceea ce nu cred că am văzut acum în stadiul lucrărilor și nu cred că vor finaliza, dar cred că până în primăvară va fi încheiată lucrarea. De știu, bazinul de not are aceeași arhitectură cu cel din Petroșeni. Da, ele sunt un model standard în toată țara. Exact cum au fost sălile de sport făcute de Năstase, la fel sunt și bazinele de not făcute prin CNI. Toate au fost făcute prin Compania Națională de Investiții. Da. Deci bazinul de not este unul din proiecte. Am sperat că domeniul schiabil Șureanu prinde contur în mandatul acesta. Din păcate, 3 ani de zile am așteptat doar după avizul de la Ministerul Turismului. Acum, așa cum am spus, suntem la schimbul de teren cu Rom Silva, dar din păcate lucrurile se mișcă. Da, așa cum sunteți optimist, apropo de domeniul schiabil Șureanu, sunteți optimist că va fi finalizat într-un termen rezonabil? Eu zic că da. Eu zic că dacă... Așa, un 5 ani, un 10 ani... Păi, problema este schimbul de teren. După ce facem schimbul de teren, lucrurile se simplifică. Depinde cât durează procedura de schimbare a terenului cu Rom Silva. Dacă procedura o facem până în primăvară, eu zic că după aceea lucrurile se simplifică, intabulăm terenurile pe primăria Petrila și putem scoate la licitație defrișarea pădurii și amenajarea proiectului. Se va face proiectul, bineînțeles. Dar așa, dar un orizont de timp, așa, în 5 ani se poate, putem schia? Cred că... Sau în 10? Nu. Eu sunt optimist și cred că s-ar putea schia în 4 ani de zile.
În 4 ani... Pesimist, 7 ani, 8 ani... N-aș mai merge pe pesimist. Aș vrea să fiu tot optimist, cum a fost și mandatul ăsta. Optimismul românului este pe care am de dispariție. Am spus în felul următor. Dacă în mandatul ăsta, după atâta perioadă de timp, reușim să obținem avizul de la Ministerul Turismului, este un pas înainte, un pas mare făcut. Pentru că din momentul acela deja ai totul în mână să poți să faci ceilalți pași. În orice domeniu schiabil este o resursă extrem de importantă de venituri. Sigur că da. De venituri și pentru populație este o... Nu neapărat o mândrie, dar și o mândrie. Este un balon de oxigen pentru populație, că se vor crea locuri de muncă, că tineretul nu va mai pleca, că vor veni turiști, că uite așa. În momentul când se dezvoltă un astfel de domeniu schiabil, clar în jurul lui se dezvoltă și alte lucruri, sigur. Da? Turism, se dezvoltă magazine turism, hoteluri, etc. Hoteluri, spații de cazare. Să nu ajungeți la exemplu Petroșanului, care are un cel mai frumos domeniu schiabil, cred că, din țara românească, la Parângul. Parângul. Nu cred că este Parângul, este Șurean. Mă rog. Eu îmi laud ceea ce e al meu. Fie, sigur că da. Mă rog, deci are și domeniul schiabil Șureanu va fi un domeniu schiabil de vis pentru toți cetățenii din România și cei din afara României. Și ca să revin, hai să mă exprim altfel ca să nu intrăm în contradicție de idei. Da. Unul dintre cele mai frumoase domenii schiabile ale României este domeniul din Petroșani, Parângul, și uite că n-au știut cum să-l valorifice. E frumos, e deschis, au tot ce trebuie, au avize, au pârtii, au teleschiuri, telescaune și dezvoltarea lui întârzie să apară. Acum, să dau un avânt cumva la dezvoltarea domeniilor schiabile, Petrila nu se rezumă doar la domeniul schiabil Șurian. Petrila se rezumă și la domeniul schiabil Parâng. Și vă spun și de ce. De ce? Câștig primăria, câștigă și primarul care va câștiga în Petroșani, facem un parteneriat comun, vă dau eu soluția, facem un parteneriat comun și dezvoltăm domeniul schiabil împreună. Telegondola pleacă de la Petroșani și ajunge la Petrila. Nu, pleacă de la Petrila Sud, pentru că acolo avem noi câteva terenuri pretabile pentru treaba asta. Se duce până în Slima, unde se pot face pârtile, care Slima este teritoriul orașului Petrila, da? Și se dezvoltă domeniul schiabil. Hotelurile se fac prin Petroșani, prin Petrila, capacitatea de cazare va fi destul de mare și putem să dezvoltăm împreună acest domeniu schiabil. Doar că trebuie să dispară orgolile, da? Ne îmbogățim fiecare, și Petrila și Petroșani. Dacă vrea doar unul să se îmbogățească pe seama unui domeniu schiabil, va face ceea ce s-a întâmplat acum în Parângul. Nu se face absolut nimica și cred că primarul care va câștiga Petroșaniul trebuie să gândească că doar împreună se pot dezvolta lucrurile. Eu nu mi-a plăcut să fiu partener niciodată singur într-o afacere. Într-o afacere e bine să fii și cu alți parteneri, pentru că doar așa se pot dezvolta afacerile. Dacă vrei să dezvolți o comunitate a Văii Jiului, trebuie să fim parteneri toți, dacă vrea Valea Jiului să te dezvolte. Dacă nu, suntem toți orgolioși și nu dezvoltăm absolut nimic. Rămânem așa cum am rămas de 30 de ani de zile, când în Valea Jiului nu s-a dezvoltat nimic, doar s-a închis. Deci am dat din casă un lucru pe care poate eu vreau să-l spun în campania electorală. În campania dezvoltată, să știți că mai aveți multe de spus în campanie. Dar ca să, pentru că mi-ați aruncat așa mingea la fileu, să dau o soluție și pentru domeniul schiabil Șureanu, eu o pot da. Am înțeles. Parând, scuze. Mai avem multe de discutat, dar în emisiune viitoare. Emisiunea de astăzi, din păcate, s-a încheiat, trebuie să recunoașteți că emisiunile cu mine se termină repede, că sunt foarte plăcute și foarte interesante. Nu e nicio problemă că mai venim și în celelalte emisiuni ca să prezentăm și alte lucruri noi pentru cetățeni. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Capital Special i-a avut în invitați pe domnii Cortean și
Marius. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine, la revedere!